E o bucurie pentru mine să pot să stau împreună cu frații mei și să slujesc întreaga biserică și ne dorim ca împreună să fim și în ceruri. Și nu numai noi, ci întreaga biserică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că există biserica din Pitești, e biserica în care m-am născut. M-am născut din nou prin legământul, prin botez și e biserica pe care o port în inimă oriunde merg. Dumnezeu să binecuvânteze și să binecuvânteze totodată și cuvântul din această după-amiază. Îmi încep cuvântul din această după-amiază cu o întâmplare cu o fată căreia i-am pus numele Maria. Dorea să se boteze și a mers la pregătirea pentru botez. A terminat și a urmat întâlnirea prin care să se stabilească data în care va fi botezată. A fost întâlnirea în care să spună despre credința ei și să aibă loc botezul ei. Când a fost la comitet, i s-au pus câteva întrebări, printre care și una care apare mereu. De ce dorești să te botezi? Și mi s-a părut puțin ciudată întrebarea. Păi, părinții mei sunt din biserică, eu sunt de asemenea în biserică, păzesc sabatul, sunt vegetariană, de ce să nu mă botez? Mă simt bine, am colegi, am prieteni în biserică. Și doar atât. Și fata încearcă să mai aducă argumente și să spună. Și frații încă nu sunt mulțumiți de răspuns. Și atunci unul dintre membrii din comitent întreabă, da, tu ești păcătoasă? Și i-a zis, nu, eu nu merg, adică nu merg nici la discotecă, nu ascult nici muzică cum ascultă alții. Nu, vin la biserică regulat și într-adevăr, era o fată care îl iubea pe Dumnezeu și așa cum cunoștea ea, făcea lucrurile. Dar nu se considera o fată păcătoasă. Și atunci comitetul a zis, ne pare rău. Și n-a avut, când a fost botezul, nu a fost și ea printre cei care s-au botezat. Întrebarea asupra căreia doresc să medităm în această după-amiază este legată de păcat. Poate păcatul să fie biruit de către oameni? Întrebarea e ușoară, dar aș vrea să înțelegeți exact așa cum am pus-o. Poate fi păcatul biruit de către oameni? Aștept și câteva versete. Deci am auzit și da și nu. Mi se pare o temă foarte importantă să știm dacă păcatul poate fi biruit sau nu poate fi biruit. De aceea aștept să vedem care sunt dovezile, documentul după care în Hristos suntem o făptură nouă. Pototul în Hristos. Celui ce va birui, asta ce înseamnă? Că vor exista biruitori? Aș vrea să... Prin Adam, toți oamenii au devenit păcătoși. Dar biruința păcatului este în Hristos. Aș dori să încercăm să răspundem la această întrebare. Și nu voi spune exact răspunsul de acum la care m-am gândit, deși întrebarea a conținut câteva elemente care spun clar legat de răspuns. Poate fi păcatul biruit de către oameni?
M-a ajutat mult, în răspunsul la această întrebare, Cartea Cale către Hristos, mai ales capitolul 2. Recomand tuturor celor care doresc din toată inima să aibă o relație cât mai strânsă cu Dumnezeu, să studieze această carte mică. Am avut câteva cărți de citit, de făcut o listă de 30 de cărți și trebuiau să fie niște cărți valoroase pe care să le citim și am căutat pe internet, neștiind ce cărți sunt mai valoroase de cultură generală și nu cărți spirituale, că de astea studiem destul de mult la institut, dar ni s-a spus să avem și cultură generală, cărți de biografii, cărți istorie, cărți care spun despre biologie, despre natură și am început să caut în topurile celor mai vândute cărți. Apoi am căutat în topul celor mai traduse cărți. Bucuria a fost când am dat pe Wikipedia, un site în care sunt niște liste, să găsesc Cartea Calea către Hristos și în lista celor mai traduse cărți, între primele, cred că 20 de cărți era și Calea către Hristos. În general, primele cărți erau cărți spirituale, pentru că erau de diferite culte, oferite, vândute. Apoi, în topul celor mai vândute cărți, din nou, Calea către Hristos era una dintre cărțile cele mai vândute. Și m-am bucurat. Înseamnă că, într-adevăr, este o carte valoroasă și dorim să o studiem mai mult. Un citat din Calea către Hristos, la pagina 18, spune: și voi accentua cuvintele care subliniază răspunsul la întrebarea legată de faptul dacă păcatul poate fi biruit sau nu de către oameni. Este imposibil să scăpăm prin noi înșine din prăpastia păcatului în care ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele și nu le putem schimba. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Iov 14:4. Căci umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Au fost de două ori, de trei ori și în întreg citatul apare de șase ori cuvântul nu putem, nu poate, nu poate, nu pot, nu pot. Prima a fost, inimile noastre sunt rele și nu le putem schimba. Apoi a fost, nici nu poate să se supună firea noastră pământească. Apoi, nu poate să iasă dintr-o ființă necurată un om curat. Mai departe spune, educația, cultura, exercitarea voinței, eforturile omenești, toate acestea au sfera lor de acțiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o corectă comportare exterioară, dar nu pot schimba inima. Din nou, neputință. Ele nu pot curăți izvoarele vieții. Trebuie să existe o putere cerească care să lucreze dinăuntru, o nouă viață de sus, mai înainte ca oamenii să poată fi schimbați de la păcat la sfințenie. Această putere este Hristos. Numai harul său, și aici spune poate, numai harul său poate să învioreze puterile fără viață ale sufletului și să-l atragă spre Dumnezeu, spre sfințire. Cum vi se pare citatul? Răspunde la întrebarea? Poate fi păcatul biruit de către oameni? Numai prin Hristos. Un alt citat, tot din Calea către Hristos: dacă ajungi să-ți dai seama de păcătoșenia ta, nu aștepta să te faci singur mai bun.
Sunt mulți aceia care gândesc că nu sunt destul de buni pentru a veni la Domnul Hristos. Aștepți să devii mai bun prin propriile tale eforturi? Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Ieremia 13:23. Răspunsul este, ajutorul nostru este numai în Dumnezeu. Noi nu trebuie să așteptăm convingeri mai temeinice sau ocazii mai bune sau caractere mai sfinte. Prin noi înșine nu putem face nimic. Aici e atât de clar. Prin noi înșine nu putem face nimic. Noi trebuie să venim la Hristos așa cum suntem. Și vreau să găsim acest răspuns și în Biblie, în cartea Ezechiel, capitolul 11. Vă invit să deschideți împreună cu mine în cartea Ezechiel, capitolul 11, versetul 19 și 20. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne care să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Cine trebuie să facă aceasta? Cine face acțiunea din aceste versete? Dumnezeu. Și spune în versetul 20, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Deci, răspunsul este clar. Se poate, dar din partea lui Dumnezeu. El poate da o altă inimă. O inimă prin care să poată fi păzite legile lui. Schimbarea pe care noi o facem de cele mai multe ori în viața noastră este o schimbare doar de exterior. Ne purtăm manierat, ne purtăm frumos, evlavios, ne purtăm cât putem de bine la școală sau la serviciu, dar schimbarea de exterior nu poate să ne salveze. Schimbarea trebuie să pornească dinăuntru, din inima noastră, către afară. Tendința noastră e de a face invers. Avem tendința de a vărui pe din afară, așteptând și sperând că o să schimbe poate ceva în interior. Degeaba încercăm să schimbăm exteriorul. E o veste tristă. Îmi pare rău să spun și să văd că încercăm de prea multe ori să biruim păcatul cu motoare proprii. Degeaba încercăm tot felul de artificii. Inima noastră nu se schimbă, nu o putem noi schimba. Așa cum un măr care are un vierme arată bine pe din afară, care are vierme înăuntru, poate să arate bine pe din afară, dar înăuntru nu se poate schimba nimic. Până nu scăpăm de viermele dinăuntru, nu poate avea loc nicio schimbare și degeaba mărul e frumos. Avem în Biblie episodul cu Maria. O păcătoasă. Vor să dea cu pietre în ea și Domnul Hristos ajunge acolo, scrie ceva și toți ceilalți dispar. Și apoi o întreabă, unde sunt pârâșii tăi? Și apoi îi spune, nici eu nu te condamn. Dar ce era important este faptul că a primit iertare. Și dacă nu acceptăm iertarea pe care Domnul Hristos vrea să ne ofere în dar,
noi nu putem să scăpăm de păcat. Trebuie, pare cumva normal și ușor de înțeles, dar de multe ori noi nici măcar iertarea nu putem să o acceptăm. E oferită pe gratis. Dar noi încă încercăm în puterile noastre și de multe ori ascult discuții. E bine să rup în sabat sau nu e bine? E bine să fac un lucru sau nu e bine? Întrebările nu sunt rele. Dar de multe ori privim lucrurile într-un mod legalist. Vrem să știm ce e bine și ce nu e bine ca să facem. Dar să ne depărtăm de sursă. Nu ne interesează Hristos. Pe noi ne interesează și venim la biserică, purtăm și Biblia lângă noi, dar un singur lucru. Noi nu suntem păcătoși. Nu avem nevoie de pocăință. Noi putem să facem lucruri bune și cât timp noi credem că avem putere și ne și străduim, nu se schimbă nimic înăuntru și devenim supărați. Și am avut discuții care m-au surprins, că totuși sunt destul de tânăr pentru a cuprinde unele lucruri. N-a trecut peste mine prea mulți ani ca să-mi dau seama că sunt persoane, chiar și în biserica aceasta, care mi-au spus, de 20 de ani mă lupt și n-am biruit. Ce rost mai are să-mi pierd timpul pe la biserică? Deci de 20 de ani sunt același. Am încercat, am studiat, dar nu se produce nimic în viața mea. Unde este problema? Unde este problema? Domnul Hristos n-a venit să condamne, a venit să ofere iertare celor care o acceptă și celor care doresc și acceptă pocăința. Acceptă să facă voia Lui. Bolnavii au nevoie de doctor. E un lucru, o paralelă, fac mai întâi o ilustrație. Câțiva asistenți al unui doctor merg din ușă în ușă și bat la uși și spun: domnul doctor la care lucrăm face operație gratuit pentru cancer. Și oamenii care nu au probleme cu asta zice: dar de ce tot veniți la noi la ușă? N-am probleme cu cancerul, de ce insiști? Și mai vin oamenii din nou și din nou bat la ușă și spun: dar e gratuit! Domnul Hristos vrea la fel și oferă gratuit viață veșnică. Dar omul zice: dar n-am problemă cu păcatul. La fel cum noi de multe ori ne ducem la oameni cu cărți și nu suntem relevanți. Le oferim ceea ce e mai valoros și ni se întoarce spatele. De ce? Pentru că omul spune: dar nu am probleme, eu nu am cancer. De ce vii la mine să-mi spui, am rețeta nu știu care, sunt gratuite, pot să fie gratuite dacă eu nu am boala respectivă? Așa este. Când omul nu își dă seama că e păcătos și nu acceptă ideea aceasta, degeaba sunt oferite în dar toate lucrurile prin care el poate să se facă bine. Nu sunt acceptate. Un alt citat care vorbește despre nașterea din nou, tot din calea către Hristos, spune: Domnul Hristos spunea lui Nicodim: vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Asemenea vântului care este invizibil, dar ale cărui efecte sunt văzute și simțite în mod neîndoios, tot așa este și cu Duhul lui Dumnezeu în lucrarea Lui asupra inimii omului. Puterea aceasta este regeneratoare, această putere pe care nici un ochi omenesc nu o poate vedea, dă naștere unei vieți noi în suflet și creează un om nou după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În timp ce lucrarea Duhului este tăcută și imperceptibilă, efectele ei sunt vizibile. Dacă inima a fost reînnoită prin Duhul lui Dumnezeu, viața va da mărturie despre acest fapt. În timp ce noi înșine
Nu putem face nimic, apare din nou, pentru schimbarea inimilor noastre sau pentru a ne aduce în armonie cu Dumnezeu, în timp ce nu ne putem încrede deloc în noi înșine sau în faptele noastre bune, viața noastră va dovedi dacă Harul lui Dumnezeu locuiește sau nu în noi. Se va observa atunci o schimbare în caracterul, obiceiurile și preocupările noastre. Contrastul va fi clar și categoric în ceea ce am făcut, în ceea ce am fost și în ceea ce suntem. Caracterul se descoperă nu prin fapte sau rele săvârșite în anumite ocazii, ci prin tendința continuă manifestată în cuvintele și faptele noastre zilnice. În Ioan 3:3 este această discuție între Domnul Iisus și Nicodim. Și spune Ioan 3, iar în Ioan 3:3 este mesajul cel mai important. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este nașterea din nou? O naștere a inimii. Și la fel, găsim acest răspuns tot în Calea către Hristos, cred că este tot capitolul 2, Mântuitorul spune: dacă un om nu se naște din nou, adică dacă el nu primește, îmi place cuvântul acesta, dacă el nu primește o inimă nouă, dorințe noi, scopuri și motive noi, care să ducă la o viață nouă, el nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ideea că este necesară numai o dezvoltare a calităților bune care există de la natură în om este o fatală înșelăciune. Căci omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. 1 Corinteni 2:14. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Ioan 3:7. Despre Domnul Hristos este scris: în El era viața și viața era lumina oamenilor. El era singurul nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Întrebarea este, pe care să ne-o punem în această după-amiază: Am primit noi o inimă nouă? Am primit noi dorințe noi? Am primit scopuri noi? Am primit motive noi? Nu noi putem să facem ceva, să ni le procurăm singur, ci ele, așa cum scrie aici, trebuie să fie primite. Cineva le oferă. Nu noi ni le procurăm, nu noi facem rost de ele. Nu noi cu încercările noastre reușim să producem o schimbare care să fie de lungă durată și să ne aducă pace și bucurie în viață. În Ioan 15:5, acest pasaj atât de cunoscut a devenit unul dintre preferatele mele. Este vorba despre Domnul Iisus, și care este vița și mlădițele. Ioan 15:5 spune: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Parcă niciodată n-am înțeles atât de mult și acum mi-am subliniat acest nu puteți, nu puteți, nu puteți, care mi-a devenit așa, parcă e obsesiv. Nu l-am observat, deși am citit poate de mai multe ori. Dar când iau și subliniez, când nu doar citesc
Și iau și subliniez, observ lucruri pe care parcă nu le-am observat niciodată. De atâtea ori, atât de clar. În întregul pasaj se spune despre câte feluri de mlădițe. Câte sunt? Nu sunt două. Câte mlădițe? Câte mlădițe? Nu, tipuri de mlădițe. Eu am găsit mai multe. Este vorba despre mlădițe care sunt în viță. Câte feluri sunt care sunt în viță? Unele se usucă, unele sunt roditoare. Aici sunt două tipuri. Deci, care sunt în mlădiță, în viță, sunt două tipuri de mlădițe. Roditoare și neroditoare. Și mai sunt unele uscate, adică în afara viței. În viță, cum și noi, suntem în biserică. Dar și în biserică, dacă suntem și nu aducem rod, dacă suntem în Hristos, am făcut legământ cu El, dar nu aducem rod, înseamnă că, de fapt, noi doar vorbim de El, dar nu L-am cunoscut. Și nu aducem rod, de aceea ajungem și noi în afara viței. Eu am identificat ca fiind acestea trei, roditoare, neroditoare și uscate sau în afara viței, care nu sunt în viță. Totul e așa de simplu. Ultimul citat din Calea către Hristos spune, pe care l-am selectat, noi nu ne câștigăm mântuirea prin ascultarea noastră, pentru că mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu, care poate fi primit prin credință. Dar ascultarea este rodul credinței. Aici e problema. Noi vrem să facem din rod, vrem ca de la ascultare să ajungem prin noi, prin ascultarea noastră. Și asta e o gândire legalistă. Și Pavel în Galateni și în Romani spune, o, nechipzuiți ce sunteți, vreți să faceți faptele legii și prin asta să vă mântuiți. Și de multe ori nu înțelegeam la ce se referă el acolo când spune aceste lucruri. Avem senzația că desfințează legea. Nu vreți să înțelegeți că legea nu vă ajută? Păi înseamnă că nu e bună. Și după aia spunea, dar legea e bună și e sfântă. Păi cum e sfântă dacă n-ai zis că nu? Și nu înțelegeam lucrul acesta. Acum îmi dau seama că a știut ce a spus. Acesta era lucru. Făceau din ascultarea lor de lege, doreau să facă mântuirea lor și o trasau prin ascultare. Depărtați de Hristos, dar ascultând de lege. Și atunci el îi certa și zice, nu vreți să înțelegeți că fără Hristos, lăsați-l pe el să împlinească legea în voi. Nu căzneli. O viață de căzneală, o viață în care nici noi n-am avut fericire, ce poate face El în viața noastră, noi nu putem să facem. Ascultarea este rodul credinței. Știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Deci, oricine rămâne în El nu păcătuiește, dar oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 1 Ioan 3,5 și 6. Iată adevărata dovadă. Dacă rămânem în Hristos și dacă iubirea Lui Dumnezeu locuiește în noi, atunci simțămintele, cugetele, planurile și acțiunile noastre, toate vor fi în armonie cu voința Lui Dumnezeu, așa cum este ea exprimată în perceptele legii sale sfinte. Copilașilor, spune Ioan, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit.
Nu e noi nimic în ce am spus. Cred că știam lucrurile acestea. Problema nu este că nu cunoșteam. Teoretic, noi credem ce am spus, nu-i așa? Dar practic, după ce acceptăm tot ce ni se prezintă și tot ce înțelegem, o luăm din nou cu lupta. Și dă-i și luptă și dă-i și căznește-te și vezi că nu iese nimic. Dacă identificăm bine sursa și modul în care noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, atunci știm și ce trebuie să facem. Ce putem face pentru a lăsa pe El să lucreze în viețile noastre și pentru ca roadele să fie ale Lui, nici nu ni le atribuim, nici nu suntem conștienți de ele. Noi continuăm și cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât ne socotim mai păcătoși și nu ne atribuim nouă înșine nimic. Îmi place mult versetul din a doua Corinteni 3:18, în care spune, cine știe versetul? Ca într-o oglindă, noi privim, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. În prezența Domnului Hristos suntem transformați din slavă în slavă în asemănarea cu chipul Său Sfânt. Suntem umpluți de prezența divină până în punctul în care noi nu mai trăim, ci Hristos trăiește în noi. Am mai spus cândva, când am descoperit textul din Coloseni 1:26 și îmi place să fie punctat din nou și reamintit de noi, Coloseni 1:26 și 27. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în noi. Am înțeles că plinătatea caracterului lui Hristos nu se realizează prin eforturi personale. Numai cel care umblă cu Dumnezeu va ajunge în cer, așa cum a ajuns și Enoch, care a umblat cu Dumnezeu. Întrebarea este, acceptăm fiecare prezența lui Hristos, o prezență în prezența căruia vom sta o veșnicie, îl lăsăm pe El să ne șlefuiască și să ne pregătească caractere pentru împărăția Sa? Avram a acceptat această prezență, Moise a acceptat această prezență, Maria, o păcătoasă, a acceptat această prezență, Ioan a acceptat această prezență, dar eu și dumneavoastră acceptăm prezența șlefuitoare a Domnului Iisus, a Duhului Sfânt în viața noastră. Dumnezeu nu are planuri cu sfinții. Dumnezeu are planuri doar cu păcătoșii. Numai când ne dăm seama că suntem păcătoși, El poate porni un proces de răscumpărare în viața noastră. Întrebarea de la final este aceeași ca la început. Poate fi păcatul biruit de către oameni? Pe de o parte, păcatul nu poate fi biruit de către oameni prin puterea lor. Pe de altă parte, ce rost mai are să venim noi la biserică dacă îmi zice, pe oricum păcatul nu poate fi biruit? Să nu uităm
ce ne este cerut. Când tânărul bogat îl întreabă pe Domnul Iisus, că avea o frământare și simțea că ceva e în neregulă, deși era păzitor al legii, Domnul Iisus îi spune ce să facă. Ce îi spune? Păzește legea. Și mai spune, bun este unul singur. Ceea ce era cerut de la și ceea ce cerut și de la noi este un caracter ca lui Dumnezeu și ca al Domnului Iisus. Nu sunt coborâte standardele. Nu putem cu ceva necurat, cu o urmă de păcat în viața noastră, să ajungem acolo unde păcatul nu are ce căuta. Deci ceea ce ni se cere este standardul maxim. Ni se cere o viață și o curăție ca a Domnului Hristos și ca a lui Dumnezeu. Bun este unul singur. El poate să ofere această viață fiecăruia dintre noi. Noi nu ne putem procura. De către oameni nu poate fi biruit păcatul. Dar ce nu e cu putință la oameni, e cu putință la Dumnezeu. El poate. Și întrebarea e, ce pot face eu? Să nu ne mai luptăm cu păcatul în moduri și eforturi personale, ci să înțelegem nevoia prezenței Lui în viața noastră și să lăsăm ca dragostea Lui să ne transforme. Așa cum am zis, dacă pacientul are o boală, are cancer, poate el să facă ceva ca să se trateze? Unul singur este doctorul care poate să ne scape de această boală a păcatului. Ne numim adventiști de ziua șaptea și îl așteptăm pe Hristos. De aceea doresc ca să aduc în amintirea noastră versetele din Ioan 14 cu 1 la 4. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și cred că în ceruri este un loc pentru mine și pentru fiecare pe nume. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și versetul 4. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Mesajul din această după-amiază se referă exact la partea aceasta pe care noi să ne o reamintim, calea într-acolo. Știți unde mă duc? Știm unde s-a dus Domnul Iisus și acum cred că am înțeles bine care este și calea într-acolo. Nu încercările noastre, nu eforturile noastre omenești, ci a rămâne în Hristos, căci despărțiți de El nu putem face nimic. Și cum oare putem noi să rămânem în Hristos? În modul practic. Cum putem rămâne în Hristos? Cum? Dedicându-ne în fiecare zi. O recunoaștere din nou a ceea ce suntem, a naturii noastre păcătoase și o recunoaștere și o dorință de a primi de la El, o dependență de El. Dacă avem o relație cu El, relația aceasta va continua și în veșnicie și doresc ca El să ne cunoască atunci când va veni. El să ne ajute să avem o viață de rugăciune, să avem o viață în care dorința noastră principală este să vorbim cu El, pentru că numai El poate să ne transforme. Despre El am învățat și la lecțiune.
dar doresc ca în inimile noastre să fie o dorință mai arzătoare, știind că numai prin El viața noastră poate fi transformată și în ceruri oricum nu vrem viață veșnică decât lângă acela care și-a dat viața pentru ca noi să avem viață. Aș vrea să ne ridicăm. Și dacă cineva se simte îndemnat, pot să fie și mai multe persoane, să ne rugăm lui Dumnezeu. Amin. Ne predăm în brațul Tău, toți ca unul singur, pentru că Tu ne cunoști pe fiecare dintre. Dorim să ne iei stăpânire prin Duhul Tău cel Duh și Sfânt, să ne dai putere să împlinim voința Ta, amin. Să ne păstrăm ochii ațintiți la Domnul Iisus Hristos, care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, amin. Să luăm tot armura Duhului Sfânt, amin. Să ne dai răbdare în încercări, amin. Dorim să ne dai putere să îngrijim de cei care sunt bolnavi și suferiți. Amin. Amin. Și privind la El, Duhul Tău se lucrează și în viața noastră asemănarea cu El. Amin. Te închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că ne iubești și ne asculți. Amin. Amin. Cunoaștem foarte bine lucrul acesta, de aceea îți promitem că vom face fapte și vom ține o legătură permanentă cu Tine în fiecare zi. Îți mulțumim pentru lucrul acesta și Te lăudăm în veci. Amin. Amin. Recunoaștem Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, că fără Tine nu putem face nimic. Amin. Deși de multe ori, în puterea noastră, încercăm, ne zbatem, dar nu vedem niciun rezultat. De aceea venim la Tine în umilință, Te rugăm să ne primești așa cum suntem, să ne mărești credința, să ne dai puterea de care avem nevoie, căci recunoaștem starea noastră păcătoasă. De aceea venim înaintea Ta să ne primești așa cum suntem și voia Ta să se facă cu noi prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Ne predăm în mâna Ta de acum și până în
În numele Domnului Hristos, amin. Amin. Îți mulțumim, Părinte Bun din Ceruri, pentru că Duhul Tău cel Sfânt ne-a dat îndemnul ca să venim, să venim în biserica noastră. Îți mulțumim din toată inima și te rugăm din tot sufletul nostru ca Duhul Tău cel Sfânt să rămână în continuare în viața noastră și noi să fim dispuși să ascultăm de lucrarea Duhului Sfânt. Amin. Lăudați să fie numele Tău prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. 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 Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru Duhul Tău cel Sfânt, care lucrează la inimile noastre. Suntem valoroși înaintea Ta și Tu vei continua să lucrezi și să apelezi la inima noastră. Îți mulțumim că atunci când venim la biserică, avem ocazia să ne reînnoim legământul nostru cu Tine. Vrem să ne predăm inimile noastre Ție și vrem să primim planul Tău și să-L împlinim în viața noastră. Împlinește-L Tu. Rămâi cu noi, prin numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Thank you.